Hei, salutare dragii mei, bun regăsit pe canalul meu de YouTube. În episodul de astăzi vreau să te relaxezi, să-ți iei cafeluța alături și să-ți prezint o plantă extrem de rară. Am primit-o cadou de la o florărie din București, Florăria Medea, cu această ocazie vreau să-i mulțumesc. Și m-am gândit că este cazul să ți-o prezint și ție, pentru că este o plantă destul de rară, dar extrem de spectaculoasă, atât prin foliajul pe care îl are, cât și prin inflorescența pe care o formează. Hai să vezi mai multe amănunte și să-ți povestesc un pic despre ea în doar câteva secunde. Acum câteva zile m-a sunat un agent de curierat să-mi spună că am un colet de ridicat. Nu așteptam nimic în mod special. Ei bine, în momentul în care am ridicat coletul și am desfăcut, am dat peste o plantă extrem de faină, o specie destul de rară la noi, apărută de curând pe piață. Ei bine, o surpriză foarte, foarte mare, mă bucur foarte mult prezența ei și m-am gândit că este un moment foarte bun să-ți o prezint și ție. Așadar, să înceapă momentul nostru de relaxare, să vorbim despre flori și să-ți prezint această raritate. Ei bine, să nu mai prelungesc momentul. Ea este. Este vorba de Murdania loriformis Brightstar. Este o plantă atât de frumoasă, atât prin foliajul pe care îl are, care este argintiu cu o bordură verde, cât și inflorescența pe care o formează. Formează o inflorescență destul de înaltă. Am căutat și eu pe Google să văd cam cum evoluează. Și are floricelele micuțe roz alburiu. Mi-am zis că este atât de frumoasă cât prin frunze și prin inflorescența pe care o formează. Mi s-a părut o plantă extrem de frumoasă și am aflat că este și ușor de îngrijit și m-am gândit să ți-o arăt și ție, să ți-o prezint și să o cauți și tu prin florării, pentru că cu siguranță îți va plăcea și ție. E bine, hai să o luăm cu începutul. Vreau să spun că este o plantă care preferă lumina zilei, nu soare direct, așadar îi poți găsi un loc prin casă unde să beneficieze de lumina zilei și să nu aibă mari pretenții vis-a-vis de soare. Ei bine, dacă ți-am spus de lumină, trebuie să spun că în ceea ce privește udarea, e bine să lăsăm pământul să se usuce ușor între udări. Ca și mod de evoluție și mod de formare, mie mi-amintește foarte mult de tradescanția, acea tradescanție violacee, cu frunzele violet. Poate mulți dintre voi o cunoașteți, eu o știu de pe vremea bunicii mele. Și modul de formare și dispunere a frunzelor mi-amintește foarte mult de această specie de tradescanția, însă nu fac parte din aceeași familie. Având în vedere faptul că este oarecum cărnoasă, mi-am dat seama că reține foarte multă apă și că, așa cum spuneam, nu trebuie să o udăm foarte, foarte mult. Așteptăm și ca pământul să se usuce între două udări și verificăm cu degetul ca pământul de la suprafață să se usuce. Și dacă o ridicăm în sus și observăm că ghiveciul este ușor, atunci musai să îi aplicăm și o udare. Dacă o udăm în exces, există riscul să putrezească de la bază creșterile și atunci va trebui să tem un pic mai sus de locul de putrezire și să o înmulțim, pentru că se înmulțește destul de ușor. Evident, fiind o plantă la ghiveci, va avea și nevoie de fertilizare. Fertilizarea, poți să folosești un îngrășământ care este specific plantelor decorative prin frunze. Înflorirea nu este extrem de abundentă, facem la fiecare lăstar câte o inflorescență, însă nu consumă foarte mult nutrienți pentru a susține o înflorire, să zicem, extrem de bogată, cu flori foarte mari. Așadar, dacă folosești un îngrășământ universal sau cel pentru plante decorative prin frunze și are suficientă lumină, cu siguranță va și înflori. Trebuie să mai spun că nu suportă temperaturile prea scăzute. Temperatura minimă pe care o suport ar fi undeva în jur de 10-12 grade. Dar dacă locuiți la bloc, nu cred că este o problemă în sensul ăsta. Dacă stă undeva la pervazul unui geam și în preajma acestei plante, se găsește și radiatorul, nu cred că va fi o problemă. Doar dacă o țineți în balcon sau locuiți la curte, mare grijă să nu stea în frig, pentru că atunci există riscul să moară. Ei, așa cum îți spuneam, nu este o plantă care necesită mari intervenții din partea noastră, astfel încât să evolueze frumos. Pe mine m-au uimit frunzele care sunt și ușor gofrate, așa pe margine răsucite, cum se spun, curbate,
bălurite, extrem de, de decorativă. Faptul că cu cât are mai multă lumină fără soare, frunzele devin din ce în ce mai argintii și faptul că mai face și o inflorescență care crește destul de înaltă și are floricelele micuțe, mi s-a părut o variantă extrem, extrem de faină de o avea în colecția mea de plante. Ei, ți-am prezentat-o și ție, dacă îți place, nu uita să o cauți prin florării, a apărut de curând și la noi pe piață și m-am gândit că era cazul să ți-o prezint și ție. Dacă îți place, așa cum îți spuneam, o poți căuta prin florării, prețul nu este unul foarte, foarte mare, așadar poate să fie la îndemâna oricui. Ei bine, eu îți mulțumesc pentru vizionare, sper că te-a bucurat plăntuța mea, o să-ți dau și câteva cadre apropiate ca să vezi cum arată în frunzele astea faine. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube pentru a vedea și alte episoade în care vorbim despre plante și despre nevoile lor. De asemenea, te aștept și pe grupul de Facebook Carly, expertul tău în plante, și pe Instagram Carly Marian. Acum îți spun la revedere și să ne revedem cu bine cu un nou episod din această fascinantă lume a plantelor.